Nu putem, că n-avem cheie. Tati, ești mândru? Da, bravo, iubita mea. Mergem, tati, și la balet. Mergem. Am vorbit să mergem la balet cu Raisa și cu Maia. Ziua. E bine? Nu, nu și nu. Nu, nu și nu? Păi cu cine vrei să mergi la balet? Cu Iris. Cu cine? Cu Iris. Și cu Iris. Dar Iris nu. Iris nu ce anume? Iris nu. Să nu meargă la balet cu tine? Ai zis că nu vine. Vine, vine, dar nu acum, mama. După ce termină somnul? Da, după ce termină somnul. Vedem ce ați ales. Uite, am ales costumul ăsta de balet, aș vrea să iau un pichiu, dar nu... Ce frumos, ca o balerină adevărată. Dă-mi un pup de dragoste. Mi-l lași pe ăștia. Nu poți să mergi cu ăștia pe stradă, mamă. Știu. Trebuie să... Dar noi putem pune într-un coș. Îi punem într-un coș și îi ducem la casă să-i plă... Tim! Bravo! Hai să ne călțăm. Și aia îi putem pe amândoi. Tati, dar costumul l-ai luat numărul ei sau...? Da. Bine, pentru ce ani? 6 ani. 6 ani, perfect. Luăm un pic mai mare. 6 ani. Da. 6 ani. Un pic mai mare. Chipsul. După aia o strâng. Super. Hai să plătim. Am rezolvat cadoul de absolvire de grădiniță grupa mijlocie. Ce faceți voi, dragilor? Voi să ne organizăm, vezi? Mie mi-e foame. Mie vrea la balet. Ea vrea la balet. Mergem la masă și apoi sunăm la balet să vedem ce program au. Poate reușim astăzi după masă să mergem. Dar mi se pare mie sau n-aveți doar lucruri de balet în mână? Nu, am luat și de not și de piscină și de... Dar astea sunt foarte bune. Așa. Și aici niște măști. Care culmea-i vin, Victorie, să vedem dacă le fac folosi. Învață foarte repede în piscină și le-am cumpărat. Că una respiră... Și aici ce e în mână, mama? Claxon. Claxon? Pentru ce? Pentru... Foarte urât. Nu merg. Pentru ce e claxonul, tati? Pentru... Să puneți bipuri voi. Pentru ce este? Și acum spun serios. Pentru? Bi? Da. E pentru bicicletă, vă spun în caz că nu știați. Da. Bine. Da. Și noi suntem bronzați și noi, da? Și tu ești frumoasă bronzățică. Ce sărbătorim noi acum aici? Absolvit Victoria, grupa mijlocie și va trece grupa mare. Ia-ți mama, o să fii grupa mare. Da? Cum se cheamă la voi grupa mare? Grupa furnicilor. Furnicuțelor! Ce? Nu știu, cred. O să aflăm dacă e așa. Super. Super. Și ți-a plăcut la grupa mijlocie? Cum a fost? Tare. Tare, ca de obicei. Și mami e fericită că sărbătorim. Tot îi luăm copilului trepiedul de telefon. Copiii sărbătoresc cu telefoanele în mână. Hai, la mulți ani, tata! Noroc, la mulți ani! Noroc să ne trăiască copiii și să se dezvolte frumos. Da, chisicuță. Hai la mami. Hai la mami. Hai la mama, chisicuță.
Ce-a pis, pis, pis? Ce-ai făcut aici? Te-ai lovit? Vrei suculețul? Da, așa facem noi. Stai pe locul lui mami. Hai, cu două paie, două fire, două paie. Și acum ce vrei? Păi da, mama, dar nu poți să stai la mine aici în brațe, că vrea și mama să mănânce. Ce zici de treaba asta? Două fire, două paie. Suculeț cu două fire, două paie. Și dacă cineva se întreabă unde este Iris, Iris este la nenuță, pentru că doar Victoria s-a eliberat de la grădiniță la prânz. Pentru că am zis să le scoatem împreună undeva, dar Iris deja dormea când ne-am dus să o luăm. Am ieșit doar noi trei și am lăsat-o pe Iris să doarmă și sărbătorim diseară și pe Iris. Miții, haide să treci la tine pe scaun, mama, că a venit mâncărica, Miții. Haide, păpușica lui mămica, să mănânce și mămuga. Haide, îți dă mama cartofiori prăjit? Astăzi ai voie tot ce vrei. Bine. Mai trează până vine mâncarea ta, mama, că tu nu mănânci pește și fructe de mare. Tu ce mănânci? Ba mănâncă, mă, cum să nu mănânci, nu mai spune nu. Ce vrei să mănânci? Nimic. Perfect. Am mâncat la grădia, măi. Ok,